Încrederea în Domnul se testează și se dovedește în situațiile de criză. Încrederea în Domnul se testează și se dovedește în situațiile de criză. Priviți cu mine alcătuirea cărții Exod prin care călătorim. În primele 15 capitole avem conflictul secundar între Dumnezeu și Zei Egiptului. Dar de fapt, Dumnezeu nu are nimica cu egiptenii într-un fel, ai vrea să-i vadă mântuiți, nici cu zeii Egiptului. În toată această perioadă, el face un singur lucru, curtează pe cei din poporul său. Cu alte cuvinte, încearcă să le dezlipească inimile de idolatria cu care s-au umplut în cei 400 de ani de robie și să îi convingă că El este singurul Dumnezeu. Și de aceea conflictul major în scriptură și conflictul major în cartea Exod este între Dumnezeu și poporul Său. Între Dumnezeu și poporul Său. Oare de ce este scrisă cartea în felul acesta? Și cum să înțelegem cu adevărat ceea ce citim? În Biblie găsim mai multe feluri de cărți, mai multe forme literare. Noi suntem într-o carte narativ istorică, cuprinde și decrete de lege. Dar există cărți profetice și imaginați-vă două straturi paralele. Le aveți pe ecran înaintea voastră. Profeții vorbesc despre evenimentele din istorie din perspectiva lui Dumnezeu. Luminează într-un fel narațiunea prin ochii celui care vede totul, pentru că nimic nu este ascuns de ochii lui, totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Această paralelă aș lua în dimineața aceasta, suprapunând peste carte Exod câteva versete din profeția lui Ezechiel. Ezechiel este în robia babiloniană, împreună cu o bună parte din cei care au fost duși în robie, 597-605, urmând ca Ierusalimul să cadă în 586. Și într-o bună zi, bătrânii lui Israel se adună în casa lui Ezechiel, se așează în jurul lui să-l întrebe pe Domnul. Pe mine însumi jur că nu mă voi lăsa întrebat de voi, răspunde Domnul. După care se adresează profetului. Vrei să-i judeci? Vrei să-i judeci? Pune-le înainte nelegiuirea părinților lor. Spune-le, așa vorbește Domnul. În ziua când am ales pe Israel, mi-am întins mâna spre semințile lui Iacov, mi-am întins mâna și le-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a venit să se prezinte poporului său și nu uitați, în nădejdea că prin tot ceea ce a făcut pentru ei în Egipt, le va dezlipi inima de zei Egiptului și ei, el vor rămâne singurul lor Dumnezeu. Versetul 6 din Ezechiel, capitolul 20. În ziua aceea m-am descoperit lui Israel, știți de ce? Ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, o țară în care curge lapte și miere cea mai frumoasă dintre toate țările. Închid ochii și mă închipui relația dintre Dumnezeu și Israel care a venit să-și curteze mireasa, dar mai întâi a colindat pământul pe care el l-a creat și a ales pentru ei o casă, o țară. Pe vremea lui Iosua urma să ia poporul acesta în brațe, să-i treacă pragul în casa pe care o alesese. O țară pe care am ales-o pentru ei, o țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. M-am arătat lor în țara Egiptului și am zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. După trei luni de călătorie, ajung la Sinai și Domnul le dă decalogul. Și ascultați cum încep. Poruncile Domnului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Mă întorc înapoi în Ezechiel, să las pe Ezechiel să lumineze perioada aceasta de stat în Egipt, în ciuda tuturor minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut înaintea lor. Versetul 7 din Ezechiel 20. Atunci am zis, le pădați. Toate urăciunile, fiecare dintre voi, toate urăciunile care vă atrag privirile, nu vă spurcați cu idolii Egiptului, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dacă se vii după 400 de ani ca un nou Dumnezeu în mijlocul zeilor Egiptului, să zici, lasă-i pe toți ceilalți și-a de mine? Dacă tot am vorbit de faptul că începem consilierea primaritală, nu-i așa? Este o vreme în care stai între variantele care ți oferă sau pe care ți le-ai dori. Dar la un moment dat trebuie să iei o decizie, să renunți la toți ceilalți, să-ți legi inima de unul singur sau de una singură. Ori lucrul acesta se întâmpla în acest moment în Egipt și Dumnezeu nu le-a cerut la întâmplare acest lucru, ci mai întâi și-a dovedit supremația între toți zeii Egiptului. Aduceți-vă minte de cele zece porunci, începând cu apa Nilului transformată în sânge și terminând cu trei zile de întunere, când care Dumnezeu a dat lovitura de grație zeului Soare, Mare lui zeu, și faraon era fiul lui, zeul în viață al Egiptului. Oare a înțeles Israel chemarea iubirii lui Dumnezeu? Dar ne-am pus și eu o întrebare punându-mă într-un fel în păpucilor. lor. Oare câte minuni trebuie să facă Dumnezeu pentru noi ca să ajungem să ne punem toate încrederea în El? Oare câte minuni trebuie să facă Dumnezeu pentru fiecare dintre noi ca să ajungem să ne punem toate încrederea în El? Versetul 7, îl din Ezechiel 20. Atunci am zis, Le lepădați fiecare urăciunile care vă atrag privirile, nu vă spurcați cu zei Egiptului, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Nu și-au lepădat urăciunile care le atrăgeau privirile. S-au pângărit într-un fel cu toți zei Egiptului. Ascultați inima lui Dumnezeu fierbând. Mi-am pus în gând să-mi vărs mânia, să-mi slăiesc mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Dar am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit între cei între care se aflau ei. Din pricina numelui meu. Wow! Ce interesantă lumină aruncă profeția Asupra tot ceea ce s-a întâmplat în Egipt. Dragii mei, în ciuda insistențelor lui Dumnezeu, a dorinței lui, în ciuda tuturor urgiilor și minunilor pe care le-a făcut înaintea ochilor lor, ei <coughs> au rămas cu idolul Egiptului în inimile lor. Oare ce va face Dumnezeu? Observați, era pe punctul să-i strivească. Mi-am pus în gând să-mi slăiesc mânii împotriva lor, dar. Am avut în vedere numele meu. Am avut în vedere numele meu. Ce a făcut Dumnezeu, practic? În noaptea aceea, le-a spus el, după ce le-a dat instrucțiuni ce să facă cu mielul, când să-l pumpere, când să-l junghie, ce să facă cu sângele, în noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe orice întâi născut din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon până la întâiul născut al celui din temniță, inclusiv toate animalele, și voi face judecate împotriva tuturor zeilor Egiptului în nădejdea că vă veți lăsa inima dezlipită de ei și alipită de mine, spune Domnul. Sângele pe care veți spune pe ușorii ușii va sluji ca semn. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă casele în care veți fi, ca să nu fiți loviți de nicio urgie. Concluzia profetului Ezechiel în versetul 10. Și am scos din țara Egiptului și am dus în pustie aproape că ne vine să credem când citim superficial istoria, că Domnul i-a luat în brațe cu bucurie, inima lor este vindecată, i-a scos din țara Egiptului, sunt doar ai lui. Dragii mei, din păcate, lucrurile n-au stat așa. Dar acum înțelegem rostul suferințelor pe care evreii le-au îndurat în Egipt, pe de o parte, pe de altă parte, rostul minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut înaintea ochilor lor. Dragii mei, Dumnezeu trebuie să ne îngăduie uneori să trecem prin valea umbrelor morții, să ajungem în situații de criză, să ajungem în suferințe și cerul să tacă. Pentru că în astfel de momente încrederea noastră în Dumnezeu este testată. Și dacă știm să luăm deciziile bune, este nu doar testată, ci și întărită, plămădită și relația noastră cu Dumnezeu se face mai bună, mai strânsă. Toate suferințele pe care Dumnezeu le-a îngăduit aveau un singur scop: să-i dezguste de Egipt și de robia lor. Să-i facă să dorească să plece. Și apoi, imaginați-vă, 10 luni, un popor stânci privind la minunile lui Dumnezeu Ei era un gosen, protejat de Dumnezeu. Dumnezeu își demonstra supremația asupra tuturor zeilor Egiptului. Dar, în fond, Dumnezeu urmărea un singur lucru, să le câștige inima. Să le câștige inima, să le dezlăpească inima de toți falșii Dumnezei a Egiptului și să lase pe el să fie singurul lor Dumnezeu. Dar mă întreb, oare câte minuni trebuie să facă Dumnezeu pentru noi ca să ajungem să ne punem încrederea în El? Nu pot răspunde în locul tău, aproape că nu pot răspunde nici în locul meu. Dar încrederea în Dumnezeu se testează în situațiile de criză. Încrederea în Dumnezeu se testează în situațiile de criză. Ori dacă încrederea lui Dumnezeu este tot ce avem, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui, și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Și dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât propria mea viață, nu pot fi ucenicul lui, nu pot aștepta, dragii mei, veșnicii împreună cu El. Și de aceea credința noastră trebuie pusă la încercare. E mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc. Și de aceea nici credința noastră nu poate scăpa testului, dar încrederea în Dumnezeu se testează în situațiile de criză. Așezați-vă în rândurile vreilor. În noaptea aceea, faraon s-a sculat și a zorit să iasă, ba mai mult, a căzut în genunchi înaintea lor și a zis, binecuvântați-mă! Și tot convoiul a plecat din Egipt plecând spre țara promisă de Dumnezeu. Și probabil că, probabil că au strigat pe drum în zorie cele zile, Am plecat! Suntem liberi! Nu știu dacă a fost cineva între ei să le pună întrebarea, oare s-a sfârșit lupta? Faptul că ai plecat din Egipt înseamnă că s-a terminat? Dar Dumnezeu care în noaptea aceea l-a văzut pe Falaon lăsându-și poporul să plece, spune, textul nostru, Vestele 17, nu i-a dus pe drumul cel mai scurt care duce prin țara filistenilor, era un drum de câteva săptămâni să ajungă acasă, ci i-a dus înspre pustie. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu s-a întrebat, oare când vor vedea războiul, nu cumva se vor răzgândi și se vor întoarce înapoi în Egipt? Observați, prima noastră problemă este când ajungem în momentele de criză, este că ne întrebăm, dar cine ne-a pus pe noi să ne alipim de Hristos, să ne dezlipim de Moise, să ni se răpească arverile, să fim aruncați în temniță? Asta s-a întâmplat bisericii evreilor, citiți capitolul 10 de la versetul 32. Prima mare ispită este aceasta. Oare Dumnezeu știa ce este în inima lor sau vrea să afle ce este în inima lor? Dragii mei, cu siguranță că Dumnezeu cunoaște inima omului. Da? Noi suntem ca o carte deschisă înaintea lui. Încrederea în Dumnezeu se testează doar în momentele sau în situațiile de criză. Dar să ne întoarcem la istoria lor. Au plecat din Sucot, au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor într-un stil de foc, ca să într-un stil de nor să-i călăuzească ziua și într-un stil de foc ca să le lumineze calea. Ca să poată să meargă și ziua și noaptea. Interesantă istorie. Imaginați-vă, toată noaptea n-am dormit pentru că a trebuit să mâncăm Paștele. Și noi și copiii noștri în cinci cu toiagul în mână, cu călțămintele în picioare. După o noapte albă, în care te așteptai să vezi ce se întâmplă, vine momentul plecării, adrenalina e multă, bucuroși cu toții și Dumnezeu îi obligă să mărșăluiască zi și noapte, nu știm câte zile, nu știm câte zile, dar ceea ce știm este că după un astfel de experiment se instalează oboseala și extenuarea. Vă întreb, când vă sare țandăra mai ușor? Nu e așa când ai avut o zi grea, vii acasă și supa nu nici caldă, nici rece ca la zmeu și ei farfuria și numai când nu-ți vine să arunci în cap la nevastă sau invers, nu știu exact. Dar în momentele de oboseală suntem extrem de vulnerabili, extrem de vulnerabili. Oare de ce lucrează Dumnezeu în felul acesta cu noi? Dar să mă întorc la poveste, la ruta exilului. Cu siguranță, dacă veți citi, veți vedea că sunt o mulțime de variante și niciuna nu-i sigură. Niciuna nu-i sigură. Dar varianta care s-a statornicit între noi, din pricina Elenei, mama lui Constantin cel Mare, este că undeva în peninsula Sinai, chiar în vârful aveți harta înaintea voastră, în acel velă, acolo este mănăstirea Sfânta Elena, acolo se zice că este Muntele Sinai. Și ei au venit, au trecut prin nu știu ce apă, când au ieșit din Egipt și au ajuns până în sudul um, peninsulei Sinai, după care acolo au stat doi ani și au pornit spre țara promisă. Doar că textul nostru spune așa, versetul 1 din capitolul 14, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel să se întoarcă. Cu alte cuvinte, erau porniți într-o anumită direcție și la un moment dat Dumnezeu a zis, schimbați direcția. Alții au venit și au sugerat o altă rută. În momentul acela aveți un punct mare roșu, s-au întors, și au început să coboare spre sud și au intrat în văile respective și văile au dus față în față cu Maria. Sau priviți privit cealaltă harte. Aveți tot lanțul muntos din jurul golfului Acaba. Vă spun, toate sunt discutate, dar textul continuă așa. Spune copiilor lui Israel să se întoarcă, să tăbărască înaintea pihahirotului, între micdol și Mare, față în față cu Balțefon, lângă Mare să tăbărască. Imaginați-vă dacă s-ar fi întâmplat să intre în acest vatir, în această vale, da? și să curgă întregul șir de oameni spre mare. La un moment dat, munții se termină și se opresc în, pe o plajă, față în față cu marea. Nu știu dacă a fost așa, dar imaginea mă ajută să pricep situația în care i-a dus Dumnezeu și i-a dus în adins, într-un loc fără ieșire. Dacă s-ar fi pornit pe Filistia și ar fi dat de război, ar fi zis înapoi acasă. Ba? Atâta vreme cât ai drum să te retragi, nu-i foarte rău. Dar când Dumnezeu te-a dus într-un loc absolut fără ieșire, întrebarea este ce vei face. Observați în față Maria, în stânga munți, în dreapta stânci, n-ai cum să ieși în spate armatele lui Faraon pe urmele tale. Egiptenii au urmărit pe Israel, cai, carele, călăreții, oștirea lor, au ajuns pe urmele lor. I-au ajuns tocmai, ce interesant, când erau tăbărâți față în față cu Maria, da? Înaintea pihahirotului, față în față cu Balțefon. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat privirile și -au, văzit, au văzut pe egipten venind și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și-au strigat după ajutor la Domnul. Până aici toate bune? Știți care a fost singura poveste? Dumnezeu n-a zis nimic. Vorbise cu Moise înainte, dar nu cu ei. Și în momentul în care au văzut că lațul se strânge, au uitat de Domnul și s-au întors împotriva lui Moise. Au zis lui Moise, nu erau oare destule morminte de Egipt ca să fi fost nevoie să ne scoți de acolo ca să murim în pustie? i au zis lui Moise toate lucrurile acestea. Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Versetul 12. Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca rob lui Faraon. Vrem mai bine să fim rob lui Faraon decât să murim în pustia aceasta. Moise a răspuns, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o face Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți, nu îi veți mai vedea niciodată. Ce interesant, Moise a învățat lecția, Întrebarea mea este, oare Israel? Am învățat-o? Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Nu știu dacă simțiți supărarea Domnului. Nu uitați textul din Ezechiel. Domnul știa ce este în inima lor. nu așa? Nu uitați textul din Ezechiel. Ce rost au strigătele acestea? Spune lui Israel să pornească înainte. Înainte unde? Înainte Maria, stânga smunț, în dreapta în spate, în spate egipteni. Dragii mei, încrederea în Domnul se testează în situații de criză. Aproape ca și îndrăzi să spun, dacă ai îndrăznit să-ți legi soarta de Iisus Hristos, așteaptă-te la ele. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, fiul omului nu are unde și pleca capul, mai vrei să vii după mine? Hristos a fost cinstit cu noi. În momentele de criză, fieți pierzi credința, fieți se întărește credința. Dar mă întreb, oare N-au fost suficiente minunile din Egipt ca să le vindece inima, să le dezlipească inima de zeii Egiptului, să le lipească de Domnul? Știți care este răspunsul nostru la astfel de întrebare? Ba da, da încă una n-ar Doamne. nu e așa? Poate că cealaltă minune îmi va vindeca inima. Și Dumnezeu le o face și pe aceasta. Aveți imaginea înaintea voastră. Domnului poruncește lui Moise ridică stoiagul și îndreaptă spre mare. Vântul Domnului a despicat mare, a creat o cărare prin ea, un drum, dragii mei, nu știu cu câte piste. Și mulțimea aceea a intrat în mare, înaintea lui Moise, faraon și carele lui după ei. Domnul a vegheat ca toată noaptea să nu se ajungă o tabără pe cealaltă, pentru că îngerul Domnului s-a mutat între cele două tabere, întunecos pe o parte, luminos pe cealaltă parte, și în felul acesta au mărșăluit până a doua zi dimineață în zori. Când ultimul om a ieșit din mare, Moise a întins toiagul și toată marea a venit peste oastea lui Faraon. Wow! Ascultați concluzia. Versetul 30 și 31. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel i-a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării, scoși afară de apă. Dar versetul 31 este important. Israel a văzut mâna puternică pe care o întinsese Domnul împotriva vrășmașilor lor, împotriva egiptenilor. Și ascultați cum se termină versetul 31. Poporul s-a temut de Domnul, a crezut în Domnul și în robul lui Moise. Aproape că-ți vine să zici, în sfârșit, în sfârșit, în sfârșit. Astfel copiii lui Israel a ajuns pe celălalt mar și au tras sufletul și au început să cânte. Au început să cânte lui Dumnezeu și Cântarea lor, dragii mei, se termină în versetul 11 cu o declarație incredibilă. Cine este ca tine între Dumnezei Doamne? Cine este ca tine? Minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni. Cine este ca tine între Dumnezei Doamne? Aproape că aș spune, pasul să urmeze nunta, nu? Când mirea să face o astfel de declarație, uitându-se în ochii mirelui, aproape ca spune, unde sunt verighetele? Unde sunt tașii? Pentru că în sfârșit am ajuns. Dar care este destinația spre care ne duce Dumnezeu? Dragii mei, este încrederea noastră totală în El. Vreau să vă spun, indiferent ce s-ar întâmpla, Dumnezeu întotdeauna are o ieșire. Indiferent ce s-ar întâmpla, Dumnezeu totdeauna are o ieșire. Îmi vin în minte doi din unșii lui Dumnezeu când se deschide adâncul, se ridică uh, anticristul în apocalipsa și cei doi unși mor și stau în văzul întregii lumi. trei zile, dragii mei, pe caldarâmul Ierusalimului. Și la un moment dat se deschide cerul și se aude un glas urcați-vă aici cei pleacă. Pentru cel care și-a pus nădejdea în Dumnezeu întotdeauna există o ieșire. În stânga, în dreapta, înainte, în spate sau în sus. Va? Întotdeauna există o ieșire. Dar mă întreb, Israel să fie ajuns prin această cântare din capitolul 15 la destinație, adică la încrederea totală în Dumnezeu? Răsfoiți mai departe exodul. Nici nu-și termină cântarea și Dumnezeu îi împinge la drum. După trei zile n-au apă și încep să cârtească. Și în sfârșit dau de niște locuri în care ai putea să bea apă, dar apa era mare. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, aruncă bățul ăsta în apă și apa se va face dulce. Și eu m-am întrebat, Doamne, nu puteai trimite o capră, capră sălbatică două zile mai devreme să facă gestul acesta ca să aibă apa gata pe când au nevoie de ea? Și Dumnezeu spune că acolo Dumnezeu i-a pus la încercare. De ce îi duce din criză în criză Dumnezeu în toată călătoria? Pentru că încrederea în Dumnezeu nu se poate testa și plămădi altfel decât în momentele de criză. Mutați-vă în capitolul 16. Nu avem pâine! Și Dumnezeu 40 de ani ploie, plouă pâine peste ei. 40 de ani în fiecare zi și-au cules pâinea de pe fața pustiei. Faceți un pas în capitolul 17. Nu avem apă, nisete. Oare este Dumnezeu în mijlocul taberei, masa și meriba? Și călătoriți mai departe prin carte. Nu avem carne. Să ne punem niște căpeteni să ne întoarcem în Egipt. Sunt uriași în țară. Da. Nici nu mă -mi că Dumnezeu a trebuit să spună la un moment dat, destul. Dar oare de ce este inima noastră? ca lor dragii mei, ceea ce trebuie să aflăm despre mântuire, că mântuire este un proces deși mântuiți avem totuși nevoie de mântuire cu alte cuvinte, ieșirea din Egipt încă n-a pus capăt călătoriei noastre abia începe călătoria noastră cu Domnul și dacă într-adevăr până și în prezența lui Dumnezeu în rai, frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor libertatea mea de alegere nu va fi luată nici măcar acolo dar aici, pe pământ, trebuie să învăț să-mi pun nădejde în Dumnezeu, credința în Dumnezeu. Dragii mei, aici trebuie să audă Dumnezeu din gura mea, ca din gura lui Petru și a celorlalți: la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Până când șoaptele din jurul nostru ne cheamă și nu rezistăm ispitelor, cântecului sirenelor, dragii mei, până atunci, încă credința, încrederea noastră nu s-a copt. Nu uitați, mântuirea nu se termină la ieșirea din Egipt, ci ea continuă și lupta continuă pe drum. Încrederea în Dumnezeu se testează și se plămădește în situațiile de criză. Iar în vremurile de criză avem de luptat cu doi dușmani care nu ne vor lăsa până când nu ne vom termina alergarea. Unul purtăm în noi. Este acea părere de rău după Egiptul pe care l-am lăsat. Oalele cu carne, prazul, usturoiul, peștii, pe care aveam gratis. Da? Oalele cu carne. Dar cealaltă problemă este că nu numai nouă ne pare rău că am ieșit din Egipt, ci și lui Faraon îi pare rău că am ieșit din Egipt. Să știți că Faraon nu se va lupta pentru ei, ci se va lupta pentru robii pe care i-a pierdut, nu-i așa? Și această bătălie va continua toată viața noastră. Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, părerea de rău că am ieșit din Egipt. Vă aduc aminte de versetul 17. După ce a lăsat Faraon pe Israel să plece, Domnul nu i-a dus pe drumul scurt care duce prin țara filistenilor ca nu cumva poporul să vadă sau văzând războiul să-i pare rău și să se întoarcă în Egipt. Să se întoarcă în Egipt dacă de data asta au scăpat, când cele 12 scoade se întorc în numeri capitolul 13 și 10 încep să ponegrească țara și pe Dumnezeu. Iosua și Caleb care se ridică împotriva lor sunt aproape linșați, dragii mei. Moise și Aron erau gata să piară dacă slava Domnului nu s-ar fi arătat peste ei. Și Domnul a trebuit să spună, în Egipt nu vă puteți întoarce, veți colinda pustia 40 de ani până veți pieri. Până veți pieri. Oare și pentru noi sunt adevărate aceste lucruri? ați să la Scriptura să ne răspundă. Am luat câteva versete din primul capitol, din prima epistolă lui Petru și am luat două blocuri de text și l-am inversat ca să fie clară relația structurală din text. Pentru că de aceea, Observați, există o cauză și ar trebui să urmeze un efect. Și dați-mi voie să las textul să vorbească. Versetul 18. Pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl răs de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut înainte de temerea lumii, dar a fost arătat acum la sfârșitul viacurilor pentru voi. Cauza, numele Domnului, sângele mielului pascal, eliberarea din robia noastră. Care ar trebui să fie implicația? Versetul 13, de aceea, Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți străiești, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Isus Hristos ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum cel ce va chemat este sfânt, adică pus deoparte între toți Dumnezeii, fiți și voi sfinți, puși deoparte pentru El în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel care are să judece fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, puneți-vă sau purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. S-ar părea, dragii mei, că fiecare dintre noi suntem încolțiți de părerea asta de rău de multe ori. Ah. Citiți pistola către rei. L-au lăsat pe să au venit la Isus când lațul a început să strângă împotriva lor nu știau ce să facă. Și au zis, cine ne-a pus? Și erau pe punctul de a se întoarce înapoi în robia legii. Toată cartea este scrisă. Știți cum se termină capitolul 10? Noi nu suntem din aceia care dau înapoi să depiardă, piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului lor. Dar vreau să vă spun, nu doar nouă ne pare rău, sau ne-ar putea părea rău că am ieșit din Egipt, și lui Faraon ai putea să-i pară rău, că am ieșit din Egipt, nu-i așa? Dar la Noul Testament de data aceasta se vorbească. Este vorba de ispitirea Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Atunci, imediat după ce a fost botezat, Isus a fost dus de Duhul în pustie, cum sună textul mai departe, ca să fie ispitit de diavolul. Ispitirea nu a fost o întâmplare, este parte din planul lui Dumnezeu ca să fie ispitit de diavolul. El a trebuit să câștige bătălia pe care primul Adam a pierdut-o. Nu exista o altă cale. A postit 40 de zile și 40 de nopți și la urmă a flămânzit, spune textul, și a venit ispititorul. Cu ce credeți? Cu nevoia. Nu avem apă, nu avem pâine, nu avem carne. Nu? Fă din pietre pâine, și apoi, de ce ai vedit? Nu cumva să câștigi inimele acestor oameni? Îți dau eu o soluție, aruncă-te de pe templul templului. Îngerii vor veni, te vor lua pe mâini și când toți vor vedea, vor cădea cu fața la pământ înaintea ta. Nu asta îți dorești. După care l-a dus pe un munte înalt, foarte înalt, spune textul, i-a arătat toate împărățiile pământului cu toată strălucirea lor și a zis, le vrei? Aruncă-te cu fața la pământ înaintea mea și ți le voi da toate ție. Toate ție, pâine, faimă, stăpânire. Vă întreb, după ce alergăm noi de dimineața până seara, poate că la faimă nu putem ajunge, dar de pâine avem nevoie, nu-i așa? Dați-le mult de lucru, să n-aibă vreme să umble după năluci, să se bucure de bucata de pâine pe care, pe care o câștigă, pe care o câștigă. Diavolul va bate și la ușa mea și la ușa ta. Nici unul nu vom scăpa de o astfel de ispită. Dar nu uitați, încrederea în Dumnezeu se testează și se dovedește doar în situațiile de criză. Ați în voie să închei, lăsând pe Duhul lui Dumnezeu să arunce reflectorul asupra acestei istorii. Noi suntem obișnuiți să luăm din Biblie ce ne place, să predicăm din textele care ne cad bine. Și atunci când izolezi un text din contextul lui și când nu știi că există și o altă voce mult mai autorizată ca ta, care poate să îți tălmăcească ceea ce citești și vezi, ai impresia că textele sună cum ți-ai dori să-ți sune. Dar de data asta, Duhul lui Dumnezeu ia toată istoria, și în cea care suntem și cele care urmează până în cartea numeri. Și ascultați concluzia lui. Pavel vorbește corintenilor în capitolul 10, versetul 1 la 13. Fraților, nu vreau să știți că părinții noștri, toți, au fost în nor și toți au trecut prin mare. Toți au fost în nor, în sensul că norul îi călăuzea ziua, stâlpul de foc noaptea, și toți au trecut prin mare. Unul n-a rămas de partea egiptenilor. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Știți ce mă îngrozește? Primul cuvânt din versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie totuși, cei mai mulți dintre ei, știți că cei mai mulți? 650.000 fără doi, ăștia sunt cei mai mulți. Iosua și Caleb au fost singurii care au trecut dincolo. Și pruncilor. Dumnezeu i-a îngropat în nisipurile pustiei. De ce? Pentru că n-au lepădat urăciunile spre care și-au ridicat ochii. Au călătorit spre Canaan cu gâturile întoarse spre Egipt. Toată perioada, cu gâtul întoars spre Egipt. Chemarea aceea a Egiptului, dragii mei, n-a fost scoasă din inima lor. Și textul continuă, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Ca să nu poftim, cum au poftit unii dintre ei, să nu fim închinători la idoli, cum au fost unii dintre ei... Să nu curvim, cum au fost unii dintre ei și într-o singură zi au pierit 24 de mii, să nu ispitim pe Domnul, ca unii dintre ei și-au pierit prin șerpi în pustie, să nu cârtim, cum au cârtit unii dintre ei și-au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat lor, și au fost scrise pentru învățătura noastră, ca să ne slujească nouă, drept pilde, nouă celor peste care a venit sfârșitul viacurilor. Și ascultați cum încheie: Duhului Dumnezeu. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să bage bine de seamă. Să nu cadă. Știți ce a făcut diavolul? A luat scriptura și ne-a sucit un pic și ne-a rearanjat versetele și ne-a pus ochelarii pe ochi să vedem doar ce ne place și să ne oferă o teologie a liniștii. Eu chiar dacă mă tăvăresc în mocirlă, tot a Domnului sunt. Dar am ridicat două degete și am intrat în apa botezului. Eu? Astfel, dar, cine crede că stăm picioare, se ia seama să nu cadă. Ca să știu că n-ați adormit, pentru că eu nu vă văd fețele, citiți cu mine două planșe. În primul rând, o aveți în fața voastră, haideți să o citim împreună. De ce credeți că se luptă Dumnezeu să ne lipească inima de Dumnezei străin și falși, să ne lipească inima de El? Pentru că Dumnezeul de care ne alipim sau în care ne încredem, va determina veșnicia noastră, va hotărâ destinul nostru veșnic. Dar citiți cu mine și următoarea planșă. Încrederea în Dumnezeu se testează și se dovedește. Cui îi plac vremurile de criză? Claudia, îți plac? Nu. No. Și eu m-aș de ele cât pot. Ce am început să învăț în viață este că atunci când ajungi în mijlocul lor, fie ești mai slab și pieri, fie ești mai tare. Și asta este rugăciunea mea, dragii mei, ca în momentele de criză, Duhul lui Dumnezeu să ne asiste pe fiecare dintre noi să ne alipim de Domnul cu tot ce avem. Ascultam zilele trecute pe un om al lui Dumnezeu și spunea, dacă îi să alegi un tutore, caută-l pe acela care a suferit mai mult și care a rămas lângă Domnul. Dar dați-mi voi să vă las cu o imagine un pic mai luminoasă. Versetul 13. Nu va a ajuns nicio ispite care să nu fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui. Vă întreb, a murit cineva de foame în pustie? A murit cineva de sete în pustie? A, faptul că Dumnezeu i-a dus până e altceva. Știți ce spune Scriptura? După 38 de ani de peregrinări prin pustie și a făcut nouă numărătoare, erau mai mulți decât la început. S-au înmulțit, Dumnezeu i-a păstrat, i-a dus în țara promisă. Și să reau versetul. Nu va a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Interesant, Doamne, nu poți să ne oferi mijlocul fără ispită? Nu. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul și mijlocul, dragii mei, este Hristos capul și Hristos trupul. Și atunci când primești mântuirea în termenii lui Dumnezeu, El îți garantează ajungerea în țara promisă. Doamne ajută! Doamne de izbândă! Amin!